respectiv doamna Alexandru Maria Luiza, i-am făcut plângere penală pentru faptul că a început campania electorală cu stângul. A afișat acel banner pe o proprietate privată, fără acord, n-a existat acel acord semnat cu respectivul proprietar din zonă, este vorba despre domnul Răileanu. Am avut o discuție cu domnul Răileanu și a spus că dumnealui n-a fost de acord și nu înțelege de ce a afișat acel banner care depășea dimensiunile. Din câte știți, legea electorală în acesta s-a schimbat. Aceste afișe trebuie să aibă o anumită dimensiune, nu trebuie să folosim BNR, dumneai a folosit BNR, pentru aceasta am făcut plângere penală la BEC. Și la BNR-ul cu grădinița? Sigur că da, pentru că are tentă electorală. Deci BNR-ul cu grădinița are tentă electorală, inclusiv cei de la Biroul Electoral de Circumscripție au scris în sentința respectivă că este BNR cu tentă electorală. Și atunci am făcut și plângere penală, astfel încât să lăurim lucrurile. Referitor la cele acuze aduse vis-a-vis de incompatibilitatea mea ca și primar, vreau să fac unele precizări. Conform legii 161/2003 și articolului 87, aliniatul K spune așa: orice alte funcții publice, deci funcția, da? Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al Consiliului Județean, este incompatibilă cu funcția de consilier local, funcția de prefect și așa mai departe, la aliniatul K, spune cu orice alte funcții publice sau activități remunerate în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau organizații neguvernamentale. Ori, funcția despre care tot vorbește doamna Alexandru, a mea, este de președinte al Asociației de Proprietari numărul 68 din municipiul Botoșani, o asociație de scară unde locuiesc în Botoșani la apartament. Deci nu are absolut niciun fel de legătură cu primăria Comunei Mihai Eminescu, funcția de primar. Nu sunt incompatibile, n-au... Uitați, am și un punct al, am cerut un punct de vedere al casei de avocatură, pe care vreau să vi-l prezint. Funcția de președinte de asociație de proprietari, chiar remunerată, nu poate fi definită ca o funcție publică și se încadrează în excepțiile enumerate anterior. Vă rugăm să țineți seama și de faptul că noțiunea de incompatibilitate a fost nuanțată în considerentele deciziei numărul 326 din 2004, pronunțată de Curtea Constituțională și publicată în Monitorul Oficial numărul 1001 din 2004, unde s-a apreciat că incompatibilitatea presupune imposibilitatea exercitării concomitente a celor două funcții. Ori așa ceva nu există. Nu văd nici logic, nici legal, ce fel de incompatibilitate ar fi între cele două funcții. Președinte la o asociație pe scară de bloc și funcția de primar a Comunei Mihai Eminescu. Mai mult decât atât, am depus la Biroul Electoral de Circumscripție o rectificativă la declarația de interese prin care cu care am venit în completare printr-o omisiune. Am omis să trec, dar în declarația de avere, uitați, declarațiile de avere pe anul 2015, 2014, 2013, inclusiv 2012, camerele pot focaliza aceste declarații de avere, inclusiv pe 2016, le puteți focaliza pe toate, în care am declarat funcția, de unde vine venitul și asociația de proprietari. Dacă de adevărat le-aș fi vrut să mă sustrag, nu le-aș fi declarat. Deci nu putem vorbi de niciun fel de problemă sau incompatibilitate, cu atât mai mult.